Radierea auto în acest an presupune două etape, anume radierea fiscală și radierea din circulație. Prin urmare, dosarul necesar pentru radierea unui autoturism și scoaterea acestuia din uz trebuie să conțină mai multe documente, iar posesorul acestuia trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Radierea unui autovehicul se face la direcția județeană de permise de conducere și înmatriculări, iar prima procedură este radierea fiscală. În prima etapă, radierea fiscală se efectuează la Direcția Taxe și Impozite Locale, unde solicitantul va depune o declarație pentru scoaterea din evidență a mașinii, o cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, actul de identitate al solicitantului în copie și în original, cartea de identitate a vehiculului în copie și în original, actul care atestă înstrăinarea vehiculului sau adeverința de la REMAT dacă a fost cozit în, circulație. în etapa a doua, dosarul pentru radierea auto pentru acest an va fi depus la DJPCIV și trebuie să conțină cererea solicitantului, dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat deținut în condițiile legii, certificatul de înmatriculare în original, plăcuțele cu numărul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului în original, certificatul de atestare fiscală, certificatul de radiere în trei exemplare, actul de identitate al solicitantului în original sau procură specială autentificată de notarul public în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.